Salut, prieteni! Vă invit astăzi la o partidă de pescuit la clonc alături de mine. Haideți să dăm drumul la treabă, să pregătim lansetele. Știm că peștii sunt mofturoși, am pregătit pentru astăzi o montură mai fină. Pentru puturoși, mă place și mie, gata montura de luptă. Avem un teaser, marcații cu fishing, două cârlige, subțirele pentru pești mici. Știm că pe baltă asta nu găsim decât somn 4, 5, 6 kg maxim, deci cârligele astea nu ne vor face probleme. Ce punem în ele? Cărâmb. Avem două feluri de râme, unele mai groase, altele mai subțiri. Astea mici sunt mai vioaie, iar cele mari dau consistență. Și prima montură este gata de atac. Haideți să o lăsăm aici, să o pregătim și pe a doua. Tot un teaser, de data asta niște cârlige foarte puțin mai mari. Aceeași montură cu două cârlige, vă voi povesti mai târziu despre ce este vorba. Haideți să o și montăm. Quick change. Mergem la pescuit. Fiind la început de sezon, apa rece, peștii sunt un pic mofturoși și încercăm să ne adaptăm. Facem tot posibilul să-i păcălim. Vedem dacă va ieși ceva la poză. Gata și cea de-a doua montură. Băgăm și pe asta în apă. Am uitat să scot ce era mai important, clancele. Voi începe cu asta. Și mai las unul de rezervă, poate. De ce folosesc mai multe cloncuri? Au pastile diferite, vibrații diferite, unghiuri diferite. În funcție de adâncimea apei, de felul cum răspund peștii, testăm, încercăm. Așa.
o să povestesc mai târziu despre această montură, care, după cum vedeți, se înfige. Ar fi fost bun de tigaie, dar pescarii sportivi eliberează. Să mai cresc. Dacă peștele ar fi fost mai mare, ar fi avut cârligele amândouă în gură. Dar nu este și atunci al doilea cârlig tot timpul va face treaba asta. Stai mă, limbricule, că-ți dau drum. Deci al doilea cârlig se va agăța. Asta înseamnă un pescuit frumos, elegant, te murdărești, pământul bunghii și dai drumul la pește. Poate se mai întâmplă să fie montura încurcată sau nu știu ce. Ai, frariu, mă. Acum caută și o să găsească cealaltă lansetă. Nu ce mi-a făcut aici, dintr-o singură mușcătură. Stai acolo că ți-o pun acum la nas. Să vedem.
Mânuța. Abia să mă ținem pe o pieliță aici. De-aia sunt două. Dacă nu prinde unul, bine, celălalt prinde. Somnolezu. Deci, astăzi am făcut un pescuit de finețe cu aceste monturi, să vi le mai prezint o dată. Sunt niște teasere făcute de mânuțele mele, probabil vor ajunge și la voi în curând. Montură cu două cârlige, teaser 200 de grame, a bătut un pic vântul, am folosit varianta mai mare. Haideți să o luăm invers. Deci ce avem noi aici? Avem așa, o agrafă rapidă pentru cei ca mine care preferă să-și monteze foarte repede pe baltă teaserul. În trei mișcări și gata de pescuit. Lestul din plumb, 200 de grame, plastifiat. Știți că la somn avem o problemă, plumbii vopsiți deja nu-și mai fac efectul. Știut fiind faptul că somnul simte metalele, detectează, fuge, se sperie. De aceea și cârligele de somn, majoritatea din ele sunt vopsite, dar noi folosim cârligele astea mici, încărcându-le la maxim, n-am mai avut nevoie de vopsea pe cârlige. Avem un vârtej, rulment, vreo 70-65 de kilograme forță, inserție de silicon pentru protecția nodului, nu mai stăm cu biluțe de silicon, cu brizbrizuri, cu nu știu ce. Varianta asta este cu bile de sticlă, nu știu dacă se aude. Și montura care a făcut legea astăzi, două cârlige, gemenele spun eu, funcționează pe principiul cârligelor de crap. Ați văzut cum testează crăparii cârligele, că se întorc și agață în colțugurii, doar că la noi colțugurii se întâmplă la această montură să fie și în ureche, de cocoașe și așa mai departe. O să vă și arăt despre ce vorbesc. Deci, în momentul în care peștele e mofturos și ia un singur cârlig în gură, în timpul drillului, celălalt cârlig se învârte și agață. Agață ce prinde. Agață peștele de spate, de ureche, de gură, de oriunde. Ideea e că de cele mai multe ori pe această montură peștele va fi agățat în ambele cârlige, chiar dacă el mănâncă doar unul. Sper că v-a plăcut, n-am avut foarte mulți pești, dar pentru o primăvară forțată de vreme, eu zic că a fost ok. Vă doresc fir întins și distracție plăcută la pescuit. Nu uitați să mai și eliberați.